Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul raul 2 k pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod! Salutare bă băieți, bine m-am la un nou episod unde o să vorbim despre noul update Mă rog, nu o să vorbim neapărat despre nou update că ați văzut că a nebunit YouTube-ul Deci să-mi bat picioarele numai video -uri. Deci singurile video care mi-apar la recomandate doar alea cu A venit Vacwave ce s-a întâmplat? Deci a luat toată lumea bani, nu știu ce Ei bine, astăzi bă băieți, o să-mi zic și o părerea despre toată chestia asta Despre nou update, cum a afectat pe mine nou update Pentru că da, și eu mi-am luat bani pe două conturi O să vă explic imediat și care e faza Pentru că nu e chiar un vacwave, adică nu s-a întâmplat chiar un vacuiv, pur și simplu conturile care au dat rage uh, în ultima săptămână și au luat Overwatch bani. Și era previzibilă chestia asta, eu chiar mă gândeam că o să se întâmple chestia asta, tocmai de nici măcar nu am mai jucat pe conturile la care ține, n-am mai jucat deloc cu cituri, pentru că știam că până la urmă o să se întâmple chestia asta, chiar dacă unii ziceau că gata, frate, s-a dus Overwatch, nu mai e Overwatch, nu știu ce, eu mă gândeam până la urmă că o să se întâmple chestia asta, mi-am luat uh, Overwatch bani surprinzător pe contul din seria aia, în cât timp pot să banez un cont Prime, deci practic seria aia s-a încheiat, nu mai am ce să mi-am luat Overwatch bani pe contul ăla și mi am mai luat overwatch ban pe un cont pe care am jucat cu OTCV3 și mă rog, am băgat mai multe cituri, dar e doar un overwatch ban, deci nu mi-am luat vacuum sau chestii de genul, e doar overwatch, deci nu e neapărat un vacuave ce s-a întâmplat acum, este un overwatch wave, nici nu știu cum să-l numesc. la urmă și-a revenit overwatch-ul, bă băieți, deci aveți grijă cum jucați cu codurile, acum trebuie să le ascundeți pentru că am mai încercat acum de la ultimul vac wave, mă rog, overwatch wave, mi-am mi făcut un con nou și am băgat rage și, na, a fost destul de nașpa, adică în vreo 7-8 ore mi-a venit un game pe profil, așa că înseamnă că și-a revenit overwatch -ul. Ce am mai vrut să vă zic, bă, băieți, am văzut că s-a băgat acum un nou update, un nou mod de joc în ranked, practic dacă îți cumperi ce CS... mă rog, dacă ți se ul ăla gratis, joci la ranked și trebuie să-ți se ca să poți să joci la prime și să joci meciuri ranked, mă rog, e o chestie făcută iară pentru bani, știți cum sunt cei de la Valve, dar oricum este o chestie destul de benefică playerilor legiți, adică acum poți să joace și ei în pace cât de cât, așa și așa, pentru că sunt foarte mulți codați care aveau deja conturi cu Prime, adică credeți-mă că sunt mai mulți codați la Prime decât la non-Prime, acum mă rog, e un ranked și ranked, credeți-mă că sunt mult mai mulți codați la ranked momentan, trebuie să așteptăm să-și mai ia câțiva dintre ei bani, acum să vedem dacă o să-mi iau și eu bani, pentru că n-am nici cea mai mică idee, am jucat astăzi de test un meci în um, Unranked, o să aveți și un video acum pe ecran și vă zic sincer, în meciul la care am jucat am dat numai de newcomer, adică erau efectiv oameni care, care cred că jucau ce se prima dată în viața lor sau a bar, nu deci erau slabi rău de Tomia și fost milă să le dau cu Heco, așa că pur și simplu una 8 sau A9 a 9 rundă, nu mai știu exact cum am pus AFK și am lăsat să, să, să joace de capul lor. Am intrat așa la Caterinca cu exit eu să văd ce se întâmplă. Din câte puteți observa, sunt destul de slabi, adică s-am bat picioarele. <laughs> Na, deci dacă începeți să jucați pe Anreng, nu cred că o să dați de așa de mult scodaz. Nu știu acum dacă merge o overwatch pe Anreng, asta chiar nu știu, nu, nu m-am documentat așa de mult, adică dacă pe Unranked, e Overwatch sau nu, dar oricum vestea bună este că overwatch și a revenit, deci dacă aveți un cont de Prime aveți grijă cum jucați cu codurile. Pai doi bă, băieți, în sfârșit am reușit să fac și eu contul main ca lumea rău de tot, deci Practic o să, încep, o să, înceapă seria aia nebună Mi-am luat și vreo 3 De fapt am vreo 5-6 pinuri în total Mi-am luat și niște pinuri Mi-am făcut inventar de la Blanau cu cuțit Cu schimb pe fiecare armă aproape Deci o să vină o, for, o serie forță rău de tobă băieți Și ce să vă mai spun Cam așa m-a afectat pe mine Overwatch wave-ul ăsta să zic Nu a fost mare chestia Adică mi-a banat două conturi de care mă durea în cod Sincer să vă spun Dar da, e, măcar cei de la Valve au luat atitudine Adică au făcut și ei ceva pentru jucătorii legis, nu, și au mai bătut joc. O să vină în curând serii forță rău de tobă băieți pe rank. Și poate o să jucăm și niște HVH pe în rank ăla să vedem, dar nu știu, mie e că nu, nu o să dau decodați, adică probabil că o să se facă în timp, adică cum o să-și ia codații de pe Prime ban, poate unii nu-și mai permit un cont nou sau poate unii pur și simplu nu mai vor să-și ia cont nou pentru că na, dacă vor să joace doar Hack vs. Hack se pot băga la unranked și atunci tot una, adică decât să dai bani pe Prime să dai HV așa acolo, mai bine, na, pui mei, v-ați prins voi. O să înceapă în curând seria de Road to Global pe cont, noul meu cont main, de care o să am mai multă grijă pentru că v-am spus, mi-am luat și cuțit, mi-am luat și pinuri, am și operațiunea făcută de Diamond, are Transfector super bun în sfârșit, deci n-aveți idee cât m cu contul ăla să-i facă uh, operațiunea operațiunea nebună, bă, fraților, cam atât am vrut să vă zic a fost așa părerea mea despre update, eu un update destul de bun, oricum pe mine ca și codat nu m-a afectat așa de mult, am nu știu cum a afectat pe ceilalți YouTuber din România care fac cheating, nu știu, pe mine sincer chiar nu m-a afectat deloc, pur și simplu am intrat pe conturile alea pe care mi-am luat over așa și oh, ce tare, hm. mi-am luat over -așa. dar nu a fost mare chestie, aveți grijă acum cum jucați cu cheat adică dacă dați de un rage care la prime, lăsați-l în pacea lui să dea cu rage mai bine pierdeți meciul decât să vă banați contul, acum depinde cum vreți voi, eu sincer, decât să-mi pierd contul cu cuțit și cu atâtea skin și cu na, cu pinurile alea, cu toate alea, adică chiar am depus muncă în el și bani până la urmă, deci nu, eu dacă o să dau de rage ori dau abandon la meci, ori joc cu semi așa mai... Mm să nu-mi ban. Bă, fraților, cam atât am vrut să vă zic în acest episod, sper că v-a plăcut. O să încerc să fac și live-uri acum, în perioada asta chiar n-am mai apucat să fac live-uri, deci după live-ul ăla de 12 ore n-am mai făcut absolut niciun live. By the way, câștigătorii de la giveaway e neapărat să-mi răspundeți la mesaj, deci cei care, a care ați câștigat giveaway-ul de pe live-ul de 12 ore să-mi dați neapărat mesaj pe Insta. Eu v-am dat deja mesaj, adică v-am spus acolo, hei, ai câștigat giveaway-ul cu exit, te rog să-mi lași profilul tău ca să pot să-ți dau o licența, dar mi-au răspuns doar doi oameni din 5. Ceea ce este destul de nașpa, pentru că vă dați mă, nu o să stau la infinit după voi. Dacă 48 de ore, hai să zic maxim 72 de ore, nu primesc nicio confirmare, nu o să mai stau în fiecare zi să mă uit dacă mi-ați dat mesaj sau nu. Deci vă rog eu frumos cei care ați câștigat giveaway și vă știți, să-mi dați neapărat un mesaj pe Instagram acolo să-mi răspundeți și să-mi dați profilul vostru de Exitium. Nu încercați să-mi dați de pe alte conturi sau chestii de genul pentru că știu, am notat într un not pe băieții care au câștigat giveaway deci nu, nu rezolvă cu nimic dacă mințiți și chestii de genul. Bă, fraților, vă aștept la un episod mâine la ora 12, o să încep din nou să postez zilnic, știu că în perioada asta am decis să nu mai postez așa de des, dar am zis că dacă o să postez video-ul ăla când am intrat peste Radu 4 să-l las măcar o zi să se uite oamenii la el, nu să postez a doua zi imediat videoclip. În fine, bă, băieți, hai că nu mai lungim, că deja cred că e a treia oară când vă zic că termin episodul. Sper că v-a plăcut, dați și voi acolo un like și un subscribe neapărat la canal. Nu uitați, la 70.000 de abonați o să vină încă un live de 12 ore și noi ne vedem data viitoare. Salut!